pentru copilul ei este laptele, plus toată dragostea ei și poveștile de seară. Primele 1000 de zile înseamnă număr de zile din momentul concepției până când copilul face 2 ani. Și asta înseamnă că include toată perioada sarcinii și din momentul în care se naște până când împlinește 2 ani. O perioadă foarte importantă în care se pun bazele sănătății noastre pentru tot restul vieții. Ce își propune acest seminar? Seminarul de acum este al doilea dintr-o serie de 3. Cel de față se referă la partea de alăptare, în felul în care mama trebuie să se hrănească și niște câteva principii pe care trebuie să le urmeze atunci când alăptează și câteva șmecherii pe care trebuie să le învețe ca să nu aibă probleme și să învețe să nu-i fie frică. Se recomandă alăptarea exclusiv în primele 6 luni, după care se începe diversificarea, dar nu există un termen în care se recomandă să se întrerupă. Om se recomandă să se alăpteze copiii până la 2 ani. Pentru copil este cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla în primele 6 luni, pentru că este un aliment complet. Nu are nevoie de nimic supliment față de lapte în primele 6 luni de dezvoltare, acolo având tot ce înseamnă principii alimentare în cantitatea potrivită. Plus, de la mamă, anticorp pentru tot felul de boli, enzime, o mulțime de alte principii care nu pot fi furnizate decât prin laptele mamei. Laptele formulă este excepțional pentru mamele care nu pot să alăpteze. Există și astfel de situații. De cât aceste mame să ajungă să bea laptă de vacă nefiert și să facă TBC copilul, sau tot felul de chestiuni în guriță, sau să aibă probleme cu dezvoltarea ulterioară, pentru că laptele de vacă e foarte bun pentru puiul vacii. De aia e bine ca fiecare specie să folosească laptele pentru specia ei. Dar dacă nu se poate, atunci, din fericire, industria ne-a pus la dispoziție un lapte praf formulă care aproape că seamănă cu laptele de mamă. Are aproape tot ce trebuie, cu mici excepții. Care sunt principalele sfaturi pe care le oferiți mamelor care alăptează? Trebuie să se pregătească încă din timpul sarcinii, pentru că și sânii se pregătesc pentru alăptare și în momentul în care încep să alăpteze, trebuie să știe că se vor întâlni cu mici probleme, pentru că apar, mamele știu, apar răni, apar zgârieturi, apar cruste, dar cu blândețe și cu o bună înțelegere, plus o bună priză, adică asta înseamnă copilul trebuie să învețe să ia exact sânul și trebuie să știe exact pe ce parte a mamelonului să apese. Mamele trebuie să învețe să se mulgă, să păstreze lapte și o mulțime de alte lucruri pe care trebuie să le învețe atât din timpul sarcinii cât și imediat după ce nasc.